zic ca Dumnezeu să binecuvinteze, să-și binecuvinteze cuvântul Lui în auzul urechilor noastre. Amin. Dragii mei, în orice domeniu, în orice instituție publică care funcționează cu finanțe, cu bani, la un moment dat se face un recensământ. Mi-aduc aminte, la mine în sat, unde m-am născut acolo, era o cooperativă, așa îi zicea, da? La magazin, cooperativă, și odată pe an bătea un cui în perete acolo și punea o foaie și scria inventar. Și două zile nu vindea nimic, nimeni nu intra înăuntru, toată lumea era în alertă că nu putea să-și ia ce le trebuia, da? Și nu știa ce să facă și stăteau ca pe ace, dar făcea inventarul, nimic nu se vindea, nimic nu se dădea. Și cum a spus, că în orice domeniu se face inventarul, și noi, creștinii, la un moment dat, trebuie să ne facem inventarul. Este vorba de un inventar, de un recensământ, bun, sau un inventar și zilnic. Noi ne facem inventarul și zilnic și ne gândim seara. Ce am făcut în ziua aia, că Duhul Sfânt te cercetează și spune ce ai făcut, ce ai greșit și cu alte cuvinte să te pocăiești în ziua aia de ce ai făcut, făcându-ți o evaluare din urmă. Da? Ce vreau să spun eu cu asta? După aia ne facem un recensământ sau un inventar la viața noastră de creștini. Și am spus așa, și vreau să argumentez și să răspund la întrebarea aceasta: de ce mă bucur că sunt creștin? De ce trebuie să ne bucurăm că suntem creștini? În primul rând trebuie să spui problema și să te pui în rânduială cu Dumnezeu ca să fii creștin. Pentru că dacă nu ești creștin, nu poți să te bucuri, absolut. Sau poate să fie o bucurie, sau să poți să fii creștin, dar să-ți lipsească bucuria aia din anumite motive. Și ne-am zis, de ce să fii creștin? La ce bun? Pentru că dacă ne uităm în societate, vedem că noi, cu ideile noastre, mai peste, pe toate planurile, suntem contra societății, da? Suntem contra avortului, suntem contra violenței, contra lucrurilor rele, contra ilegalităților, suntem, da? Și lumea, vedem că ies în stradă, de exemplu, pentru drepturile homosexualilor și sunt gata să omoare pentru lucrul ăsta, da? Și noi suntem contra. Și vedem cum multă lume îi urmează, practic, și spune, foarte bine fac, da? Pentru că se duc acolo în centrul orașului și strigă în gura mare și îi aplaudă lumea. Și noi suntem priviți ca niște oameni care suntem contra societății din cauza asta. Și zicem, bă, dar de ce să nu fiu și eu cu ei, să mă aplaude și pe mine lumea și eu aleg să fiu contra, da? Zic, la ce bun să fac lucrul ăsta? Și vedem cum de multe ori, acum nu mai e cazul, dar înainte și la locul de muncă te persecutau oamenii și râdeau într-un fel pentru că știam că tu ești creștin, tu ești pocăit, tu n-ai voie să faci, tu n-ai voie să faci multe lucruri. E mult de discutat pe treaba asta aici, dar la idee rămân doar aici și continui așa. Și spun că ca să fii creștin trebuie să ai valorile creștine. Trebuie să ai aceste valori creștine. Vreau să citesc de la 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 15. Ne spune Pavel, bisericii din Corint, așa zice, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Era clar că era referire la Domnul Iisus. Omul acesta, când le spunea oamenilor acestora, darul nespus de mare. Am aici o Biblie în limba germană, dăruită de fratele Marcel, mi-a dat-o așa, și vreau să vă citesc versetul acesta din Biblia germană și mi-a plăcut cum a tradus acolo nespusul acela de mare. Și zice, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Unaussprechliche, adică pentru darul de nedescris, da? Așa s-ar traduce cuvântul acesta, de nespus, adică de nedescris. Deci nu poți să descrii lucrul acesta pe care Dumnezeu ne l-a dat
ca noi, de-aia ne numim creștini, pentru că noi l-avem pe Hristos, da? A vorbit și fratele mai devreme despre Moise când s-a coborât de pe munte și el l-a văzut un pic pe Dumnezeu și a spus: Dumnezeu, tu bagă-te în crăpătura stâncii și eu când trec te acopăr și vei vedea un pic de la spate. Păi aparatul de sudură a fost mic copil față de ce a văzut el acolo, un lucru enorm de lumină, în așa fel încât lumina aia i-a rămas lui și pe față. Și purta o măhramă, mă zice acolo, ca să nu îi orbească Moise și pe ceilalți. Și se uitau oamenii la el, că a spus: tu ai văzut numai un pic. Și la fel și noi acum, încercăm să dibuim un pic ce ar fi acolo în cer. Dar spune, darul de nespus de mare sau de nedescris, unausprechliche, gabe, darul de nedescris. Deci numai un pic a văzut Moise și oamenii nu puteau practic să se uite. Dacă ei priveau acolo și a spus, Dumnezeu a spus lui Moise, cine mă vede trebuie să moară, n-are cum să mă vadă cineva, ci să trăiască. Da? Și acesta este darul Iisus Hristos, nespus de mare, pentru care noi ne numim creștini și avem motivația aceasta ca să fim bucuroși că suntem creștini. Și mai aud la câte cineva când spune Iisus Hristos, bineînțeles, oameni în necunoștință de Biblie, dar care se dau cunoscători de Biblie, și Iisus Hristos, ăsta e numele de familie, Iisus numele mic, Hristos numele de familie, da? Dar Hristos este funcția lui, da? Unsul, Iisus Hristos este cel bun, unsul, da? Și dacă înțelegi funcția lui Hristos, vei fi un om bucuros, vei fi un creștin bucuros, dacă înțelegi funcția lui. Citim de asemenea la Ioan 3 cu 16, este versetul de aur al Scripturii, da? Eu nu cred că sunt versete de aur, eu cred că e Scriptura de aur, amin, da? Nu scoatem versete din context, ci totul citim și studiem și interpretăm în context, da? Și fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și vedem lucrul acesta, da? Și de asta să fim bucuroși, pentru că Dumnezeu ne arată în versetul acesta dragostea Lui față de oameni, că a dat pe Fiul Lui pentru ca cei ce cred în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Am mai spus frații mai devreme despre Iosif și între Domnul Iisus și Iosif sunt foarte multe asemănări. Dacă citești acolo unde este relatată întâmplarea cu Iosif și cum s-a întâmplat cu Domnul Iisus. Iosif a fost fiul prea iubit al lui Dumnezeu. Iosif a fost fiul prea iubit al lui Iacov. Iisus Hristos a fost fiul prea iubit al lui Dumnezeu. Iosif a fost vândut de frații săi pe o sumă de bani. Hristos a fost la fel vândut pe o sumă de bani. El a fost asuprit pe nedrept pentru cineva, Hristos a fost la fel asuprit, să zicem pe nedrept, dar nu, e de discutat aici, e de discutat. Iosif a fost în temniță între doi oameni, Hristos a fost pe cruce între doi tâlhari. Unul a mers în iad, unul în rai, unul a fost mântuit, unul nemântuit. Paharnicul a fost salvat, pitarul a fost omorât. Sunt foarte multe asemănări, dacă stai să citești acolo și vezi viața lui Iisus Hristos și viața lui Iosif, o să vezi foarte, foarte multe asemănări lucrul acesta. Bun, să trecem mai departe. De ce suntem noi bucuroși că suntem creștini? Să fim bucuroși, fraților, da? Să nu fim ca niște pipirigi, da? Cum spune acolo în Vechiul Testament, să fim capul plecat, așa, triși, supărați, cum vedea noi ce mai fi, la judecată, în sfârșit. Citim Romani 8 cu 2, cu 32. Spune așa frumos Pavel celor din Roma, le spune: El, care nu și-a cruțat propriul fiu, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va dărui toate lucrurile? Ce minunat! Ce minunat! Deci El, Dumnezeu, care nu și-a cruțat propriul fiu, putem spune cu alte cuvinte că Dumnezeu l-a omorât pe Hristos și l-a zdrobit pe Hristos pentru noi toți,
Deci asta este esența Evangheliei. Dacă știi lucrul ăsta, știi Evanghelia. Pentru că dacă știi lucrul ăsta, știi Evanghelia. Ce l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va dărui toate lucrurile. Toate lucrurile astea, toată lumea se agață de asta și spune, da, dacă l-am pe Dumnezeu, trebuie să am tot și aici pe pământ și sănătate și bani, dar totuși vedem că în Noul Testament și de cursul Bibliei, Dumnezeu îi mai lasă pe oameni și bolnavi. Îi mai lasă și bolnavi. Pavel era un titan al credinței și ce lucrare a făcut pentru Dumnezeu și cu ochii lui a avut atâtea probleme. Și mai spune în altă parte, pe cutare l-am lăsat bolnav, nu mai știu ce insulă. Da? Deci Dumnezeu l-a lăsat cu un scop. Nu-l lasă degeaba Dumnezeu. Și mai spune aici, cum nu ne va dărui toate lucrurile? Toate lucrurile care țin de Hristos, de Dumnezeu. De exemplu, El îmi va da bucuria că sunt creștin. Bucuria asta e un lucru, să zicem, da. Dar nu pot să zic că am bucurie și fac un transfer de bucurie către fratele Elisei, da? Deci bucuria asta se obține de undeva. E o sursă a bucuriei. Oamenii își caută propria lor sursă de bucurie, dar e o bucurie trecătoare și trece. Și o bucurie, de multe ori, aș putea să zic, inutilă. Și Dumnezeu vrea să ne dea o bucurie veșnică. De ce mă bucur că sunt creștin? Primul lucru, mă bucur că știu că toate păcatele mele sunt iertate. Dacă presupun că toate păcatele mele sunt iertate, nu o să fiu bucuros. Dacă am idee cumva, că undeva, cândva o să am păcatele iertate, nu o să fiu bucuros. Fapte 10:43. Ceea ce vreau să scot în evidență este verbul acesta, știu că sunt păcatele iertate, nu presupun, deci ceva hotărât. Uitați, deci am găsit Fapte 10:43, dacă găsim, și știu că am păcatele iertate. Și uitați ce zice, toți prorocii care mărturisesc despre El, că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor, da? Deci nu a o parte din păcate. Și spune aici, toți prorocii mărturisesc și în Fapte 10:43, deci așa e trimiterea. Și aici, sub verset, arată foarte multe trimiteri în Vechiul Testament la proroci, pentru că acolo spune că acolo ei mărturisesc. Și este așa, e vorba de Isaia, Ieremia, Daniel, Mica, Zaharia, Maleahi. Ia câtă 6 proroci spun că prin El ai toate păcatele iertate. Da? Deci asta se emană din Scriptură. Și oamenii trebuie să înțeleagă lucrul acesta și să se bucure că și să știe. Și al doilea lucru, că toate păcatele sunt iertate. Se ridică întrebarea, care păcate, dacă cele trecute, prezente și viitoare, care dintre ele ar fi? Da? Dar mă opresc aici, nu merg mai departe cu lucrul acesta. Al doilea lucru, mă bucur că m-ai eliberat de puterea păcatului în Iisus Hristos. De asta sunt bucuros că sunt creștin. Pentru că Dumnezeu, prin Iisus Hristos, m-a eliberat de puterea păcatului. Întrebarea care se ridică. Noi suntem robi sau suntem liberi? Suntem liberi în Hristos, exact. Dar întrebarea ar fi într-un fel incompletă. Suntem robi față de cine? Liberi față de... sau liberi față de cine? Suntem robi față de Hristos, liberi față de păcat. Foarte important că nu suntem eliberați de prezența păcatului, dar de puterea păcatului noi suntem scăpați, pentru că Dumnezeu dă putere copiilor lui care s-au pocăit, vedeți, să nu mai consume alcool. Îi dă putere. Prezența păcatului este acolo. Dar Dumnezeu dă putere omului prin Hristos ca să nu mai săvârșească. Omul care altădată era alcoolic, astăzi
când este copilul Dumnezeu, nu mai este alcoolic. Deci, păcatul nu mai are putere asupra copiilor lui Dumnezeu. Și eu de asta mă bucur, că păcatul nu mai are putere asupra mea. Și dumneavoastră bucurați-vă că păcatul nu mai are putere asupra voastră. Cândva vom fi scutiți și de prezența păcatului, dar până atunci mai e. Citim de la Romani 8, capitolul 1, Romani capitolul 8, versetul 1 și 2. Tot legat de lucrul acesta, zice, acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului, și următorul verset, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Deci legea păcatului și a morții nu mai are putere asupra mea. Bun, să trecem mai departe. Mă bucur că sunt creștin pentru că știu că sunt un copil al lui Dumnezeu. Da? Punctul 3. Expresia asta de copil al lui Dumnezeu, tot o auzim după la anvoane, dar adoptarea noastră față de Dumnezeu este o realitate. Da? Spune în altă parte, zice, ne-a scos de sub tutela satanei, da? Ne-a înfiat Dumnezeu și e o realitate foarte mare asta. Suntem un copil, o expresie, da? Ne place nouă să folosim expresiile astea așa, dar e în adevăratul sens al cuvântului, un copil de Dumnezeu. Copiii, în principal, în totalitate, sunt dependenți de părinte. Orice animal, pentru puiul lui, trece și prin foc. Se aruncă de pe stâncă, jos, dacă vede puiul că pică, aproape că se aruncă și el cu siguranță, orice animal. Și noi, oamenii, facem pentru copiii noștri tot. Și ne îngrijim în detaliu și în absolut tot să nu le lipsească nimic. Și eu care sunt rău, fac asta pentru copilul meu. Și dumneata care ești rău, faci asta pentru copilul tău. Dar Dumnezeu, care este desăvârșit, El este Creatorul, El care a dat viață și ține pământul ăsta în stăpânire și îl ține, practic El îl ține acolo. El să n-aibă grijă de noi și eu să mă îngrijorez și să mă stresez. Sub nicio formă. Și copiii sunt dependenți de părinte. Aș vrea să mai spun un lucru care mi-a scăpat și vreau să-l scot în evidență și pe ăsta. La punctul 1, pentru că mă bucur că știu că toate păcatele mele sunt iertate, mulți oameni încearcă să-și justifice oarecum vinovăția lor înaintea lui Dumnezeu și să-și rezolve ei problema păcatului prin faptele lor. Da? Faptele trebuie, dar în altă parte. Dar când vii cu faptele ca să-ți rezolvi problema păcatului, nu vei rezolva nimic. Absolut nimic. Spunea cineva că un cetățean mergea cu căruța pe lângă o pădure și a văzut la un moment dat o bătrânică cu un sac de o legătură de vreascuri în spate, foarte voluminoasă și foarte grea, și a oprit căruța lângă bătrânică și spune: mama, urcă în căruță cu sacul tău, cu tot, ca să nu mai mergi pe jos. Și s-a urcat și în timp ce mergea cetățeanul cu căruța, se uită în spate și vede că bătrânica era în căruță, dar cu sacul de așa, tot în spate. Și spunea: păi da, eu te-am luat să scap de povara aia, să nu mai stai cu sacul în cu legătura de vreascuri în spate. Și a spus, zice, tu așa bine ce mi-ai făcut, încât mă scutești de un efort, că mă duci pe mine și nu vreau să mai duci și lemnele astea. Da? Și în felul acesta și oamenii fac cu păcatele care le duc în spate și zic, hai, nu cred că m-ai iertat, nu știu ce se întâmplă, nu știu, și tot le ține acolo în spate și apăsați. Și Dumnezeu mi-a spus, lasă și vreascurile tale jos de păcate, și m-a luat și pe mine în căruța acolo, da? Ca să fiu. Deci, nu o să fiu niciodată fericit, bucuros, cu păcatele mele în spate, încercând să mi le rezolv singur.
dacă ne ducem cu gândul în Vechiul Testament, când un om păcătuia, trebuia să aducă o jertfă fără cusur, un animal fără cusur. Dacă era un păcat grav, încât îmi aduc aminte, omul era pedepsit cu moartea. Dar eu stăteam și mă gândeam, pentru că omul ăla era pedepsit cu moartea, dar spre pedeapsă, nu spre iertare. Pentru că sângele lui în pedeapsă nu era suficient pentru iertarea păcatului lui. Pentru că jertfa trebuia să fie fără păcat. Și eu dacă am păcat și aș fi omorât pentru păcatul meu, egal cu zero. Singurul care poate să șteargă păcatul a fost Iisus și este Iisus Hristos. El a fost jertfa, mielul, fără cusur, fără pată, fără păcat, fără niciun cusur care s-a găsit pentru salvarea mea și a dumneata, spre mântuirea mea și a dumneata. Al patrulea lucru, de ce mă bucur că sunt creștin? Pentru că am fost eliberat de orice frică. Nu ne gândim la frica, o frică bună, da? De exemplu, dacă e un șarpe cu clopoței, nu mă duc să le iau de clopoței, că n-am frică. Am fost eliberat de frica, de stres, de îngrijorare și, foarte important, am fost eliberat de frica de judecata lui Dumnezeu și de mânia lui. Eu nu mai trăiesc cu frica că Dumnezeu mă va judeca și mânia lui se va arunca asupra mea. Pentru că spune, voi ați fost, nu ați fost rânduiți la mânie. Citim Apocalipsa 3:10. Un verset pe care unii comentatori ai Bibliei îl folosesc pentru a justifica că biserica nu va trece prin necazul cel mare. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Păi dacă eu păzesc cuvântul, da? Și el mă va păzi de ceasul încercării și eu nu mai am frica aceasta, da? Nu mai am frica că mânia lui Dumnezeu se va arunca asupra mea și că voi fi judecat, da? Și cum am spus, unii folosesc versetul ăsta și eu sunt total de acord, pentru că biserica nu va trece prin necazul cel mare. Unii comentatori ai Bibliei spun că e necesar ca biserica să treacă prin necazul cel mare. Părerea mea este că nu va trece și mai sunt mai multe versete care justifică, pentru că nu văd logica. Dacă Hristos și-a salvat și a mântuit și a murit El pentru biserică, ce rost are să mai fie chinuiți oamenii în necazul cel mare? Un alt lucru pentru care mă bucur că sunt creștin, pentru că am găsit o bucurie profundă, statornică și glorioasă. Și citim de la 1 Petru, capitolul 1, versetul 8. Deci 1 Petru, capitolul 1, versetul 8. Pe Iisus, pe care voi îl iubiți, fără să-l fi văzut, credeți în El, fără să-L vedeți, cu alte cuvinte, îl veți vedea, și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, și următorul verset, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Dă un verset în urmă, te rog. Și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. De asta mă bucur că sunt creștin, pentru că am găsit o bucurie profundă, statornică în Hristos și glorioasă. Și nimeni n-are cum să-ți ia bucuria aceasta. Că ești întristat, e o tristețe bună câteodată. Tristețea se împarte în două categorii, tristețea bună, o tristețe rea. De exemplu, tristețea păcatului când te cercetează și știi, m-am păcătuit și sunt trist. Și prin tristețea ta ți-aduci pocăința, e o tristețe bună. Dar tristețea după dorințe păcătoase neîmplinite, după lucruri inutile, după deșertăciuni, după alte lucruri care oamenii vedem că sunt triști, că tânjesc după anumite lucruri, e o tristețe păcătoasă și inutilă și care aduce într-un final moartea. Și o moarte și cealaltă, amândouă sunt valabile. Cum
cum am spus, foarte important, și în momentul tristeții omul trebuie să se cerceteze, să vadă din ce parte este tristețea, da? Dacă e o tristețe bună, foarte bine. Plânsul, am mai spus la cineva, plânsul nu e întotdeauna rău. Dacă un om plânge, nu întotdeauna e de rău, da? Și eu, când mă vedeți de mare, am momente când plâng câteodată, de, mi se noadă lacrimile în barbă. De, conduc acolo camionul ăla și mă gândesc la niște lucruri și practic n-am soluție și nu știu cum să fac, cum să procedez și cer lumină de la Dumnezeu și mă gândesc și plâng. Și Dumnezeu mă luminează prin cuvântul Lui și îmi dă soluția la lucrurile acelea pe care le cer cu stăruință. Și nu e întotdeauna rău când vezi un om că plânge. Și că plânge nu e semn de slăbiciune. De multe ori prin plânsul acesta bun și prin tristețea rea vine bucuria profundă și statornică și glorioasă de care vorbește Petru aici. Și al șaselea lucru, termin repede, mă bucur că sunt creștin pentru că știu că voi trăi pentru totdeauna. Slavă Domnului! Ascultam un interviu la pe temă creștină, bineînțeles, ascultam o emisiune creștină și cineva a decupat dintr-un interviu la doi oameni din lume, când cineva spunea, dau și nume exact, este vorba de Delia din România, e cântăreața aceea, în sfârșit, vorbea despre Dumnezeu, ea necunoștință de cauză, dar ce-i dicta ei inima. Și spunea, zice, eu cred că Dumnezeu e undeva acolo, e omul acela bătrân cu barbă, în cer, care așa, și își dădea cu impresia, știi, își dădea tot felul de lucruri din astea. Dar la un moment dat, spune ea, zice, mi-ar place să cred că există ceva. Și zic, uite ce frumos a pus Dumnezeu gândul veșniciei în om. Uitați ce spune în Eclesiastul, capitolul 3, la versetul 11. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Deci a pus Dumnezeu gândul veșniciei în mine și în dumneata. Și în ăla care spune că Dumnezeu nu există, Dumnezeu a pus în el gândul veșniciei. El neagă existența lui Dumnezeu din nebunia lui, din pofta lui după păcat fenomenală și din răutatea lui, el neagă. Dumnezeu nu există. Să justifice ticăloșia lui. Da? Dar în el e gândul veșniciei. Și eu sunt bucuros că sunt creștin pentru că știu că voi trăi pentru totdeauna. În 1 Ioan, citim în 1 Ioan 2 cu 17. Dragii mei, să știți că omul este veșnic, indiferent că e copilul Dumnezeu sau că va merge în iad. Omul e veșnic, pentru că el va fi în rai pentru totdeauna sau va fi în iad chinuit pentru totdeauna. Deci e veșnic. Și lumea și pofta ei trece, 1 Ioan 2 cu 17. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Amin, amin, amin. Și asta este mare bucurie. Deci ia câte șase motive ca să fii bucuros că ești creștin, dragul meu. Și mă mai bucur, la șaptelea lucru, mă bucur că am o moștenire nepieritoare în cer. Nu ne strângem comori pe pământ, nu acumulăm unde le sapă coții și le mănâncă molile și rugina, ci comoara noastră nepieritoare este în cer. Și ce va fi? Spune, nu s-a arătat încă, nu știm. Deci, lucruri care la mintea omului nu s-au suit, urechea nu le-a auzit, la mintea omului nu s-au suit. Ce vom ști nu s-a arătat încă și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar trebuie să trăim cu bucuria aceasta. Spune Pavel, la un moment dat, zice, bucurați-vă întotdeauna, iarăși zic, bucurați-vă. Bucură-te că ești creștin și Dumnezeu să-ți ajute ție și Dumnezeu să-mi ajute mie să trăim cu bucuria aceasta pe care însuși Hristos vrea să o avem. Amin.